Șabat săptămânal, Alexo, 35 cu 2, șase zile să lucrați, dar ziua șaptea să vă fie sfântă. Acesta este șabatul, ziua de odihnă închinată lui Yahua. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. Am dovedit până acum că șabatul zilei a șapte este sărbătoare ca și celelalte sărbători, iar din Geneza 1 cu 14 și Psalmul 104 cu 19, ,19 clar calendarul de la creațiune. Faptele apostolilor 17 cu 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Deci de la creațiune, Iahuane a setat timpul și zilele de Moed, care sunt zile sfinte setate de la creațiune de către Creator. Și să fie mai clar, chiar Mântuitorul a respectat aceste zile sfinte. El a dovedit, devenit jerfa de la Pesach și s-a odihnit în mormânt după lege, chiar în 15 Nisan, iar în 16 Nisan a înviat. Asta spune, spun cele patru evanghelii, deci în Noul Testament nu s-au schimbat zilele de închinare și deci nu s-a schimbat nici șabatul săptămânal. Roman 5 cu 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Iahușua, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Deci, vremea închinării nu s-a modificat în Noul Testament. În Isaia 66 cu 23 se vorbește de închinare pe noul pământ, în șabat și la luna nouă, iar în Zaharia 14 de la 16 la 19 se vorbește despre sărbătoarea corturilor. Nu e posibil ca zilele sfinte setate de la creațiune să fie întrerupte în timpul nostru, mai ales că au rămas sărbătorile de toamnă de împlinit. Deci patru evanghelii spun că ziua pregătirii e ziua răstignirii și asta e ziua de 14 nisan urmată de ziua a 7 15 nisan. Deci e logică și pe 8, 22 și 29 nisan a fost șaba săptămânal. Ioan 5 cu căci un înger al lui Yahua se pogora din când în când în scaldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Dacă studiem atent, vedem că în Ioan 5 cu 1 era un praznic al ludeilor, era praznicul azimilor. zimilor. Și un bolnav de 38 de ani este vindecat în acea zi, care era ziua de șabat săptămânal. Deci, Iahușua a vindecat în ziua praznicului azimilor, care era și șabatul din 15 Nisan. Alte exemple. Matei 12:1. În vremea aceea, Iahușua trecea prin lanurile de grâu într-o zi de șabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Zilele lunii noi, texte Iahua a comunicat special cu copiii săi în ziua lunii noi, Deuteronom 1,3. În al 40-lea an, în luna 11 în ziua 1-a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel și le-a spus tot ce poruncise Iahua să le spună. Și s-a întâmplat în anul al 11-a, în prima zi a lunii, că cuvântul lui Iahua a venit la mine spunând. Și s-a întâmplat în a 27-a 27, -a, 27 an, în prima lună, în prima zi a lunii, cuvântul lui Iahua a venit la mine spunând. Și s-a întâmplat în anul al 11-lea, în luna a treia, în prima zi a lunii, că cuvântul lui Iahu a venit la mine spunând. Și s-a întâmplat în al 12-lea an, în luna a 12-a, în prima zi a lunii, că cuvântul lui Iahu a venit la mine spunând. În anul al doilea al regelui Darius, în luna a șasea, în prima zi a lunii, cuvântul lui, Ami, lui Iahu a venit, a vorbit prin prorocul Hagai spunând Ni se spune că David și Ionatan au fost așteptați la masa împăratului pe lună nouă. 1 Samuel 25 Și David i-a răspuns, iată că mâine este lună nouă și ar trebui să șed să mănânc cu împăratul, Lasă-mă să mă duc și să mă ascund în câmpii până în seara zilei a treia. Profetul Amos spune cum negustori la comtânjau după trecerea șabatului și luna nouă pentru ca ei să poată vinde porumbul. Amos 8 cu 4. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cei lipsiți și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și șabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Lucrarea a fost interzisă ca un caracter Laic, orice lucrare care tinde să țină mintea departe de închinare și devotament, implicată în preocupări de câștig lumesc și temporal, sunt cele menționate în amos. Ei nu au putut suporta să-și sacrifice potențialul lor de câștig pe luna nouă. A fost mult mai important pentru ei, pentru a umple buzunarele lor, decât să se închine adevăratului Eloah. Lucrul sacru a fost efectuat în perioada de lună nouă. Exodul 40 ,2, întinderea cortului, sfințirea casei lui Yahua pe lună nouă, conform cu 2 cronici 29 cu 17. Ezra a călătorit în luna nouă pentru a merge la Ierusalim și să pună lucrarea lui Yahua acolo la punct. Ezra 7 cu 9.